Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Unii îl consideră un adevărat guru, alții îl privesc ca pe un personaj exotic. El spune că este egal cu trăirile și experiențele sale. Nu vrea să predice calea cea dreaptă. Nu susține că rețeta lui este universal valabilă. Spune însă cu tărie o poveste care are mari șanse să devină un fenomen în România. Tucaram, căci despre el este vorba, e produsul gândurilor și faptelor sale, nu al cărților. Este autentic și merge ferm pe drumul lui, unul încărcat de sens și nuanțe atrăgătoare. Astăzi, la Mădălin Ionescu Show, despre bani, sex, meditație și Tucaram. O să iasă o explozie, imediat! Eu zic că n-am exagerat cu nimic. Bună seara, Paul Avram Tucaram. Bună seara. Mulțumesc și... ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Încep așa, astăzi ești un reper public. În momentul în care ne întâlnim, chiar ești un reper public și n-are rost să folosim termen din altă zonă, că așa e. Oamenii îți caută opiniile, îți caută experiențele. Însă în urmă cu 8-9 ani, după un calcul, să zicem, sumar, erai într-un vârtej. Erai într-un fel de, hai să zicem, vrie, într-un fel de blocaj, poate. Intrase într-un fel de, să zicem, perioadă gri. Dacă nu găseai soluția, nu știu cum să pronunț exact, Vasant Svaha, Swaha, atunci, ce s-ar fi întâmplat cu tine? Swaha a apărut târziu. Swaha a apărut... Cum ai ajuns până acolo atunci? Ce te-a resuscitat? Care a fost elementul care te-a fost un proces. Din negură? A fost un proces. Un proces foarte, foarte intens și foarte dur. Pentru că aveam capul tare. Și atunci când capul este tare, și loviturile sunt la fel de tare. Adică ce am observat ulterior a fost că tot acest proces a fost un rezultat al încăpățânării. Da? Pentru că fiecare dintre noi ne credem oarecum deștepți. Fiecare la nivelul lui ne credem deștepți. Bineînțeles că acțiunile noastre aduc niște rezultate, care rezultate nu sunt nici pe departe cele dorite, nici măcar satisfăcătoare. Și tot încercând să obținem altceva, ne trezim că ne învârtim până amețim. Bineînțeles că din toată povestea asta se lasă cu multă suferință. Pe plan financiar, pe plan fizic, pe plan emoțional, da? Și... ai scos o carte în care vorbeai de noaptea dintre iad exact, și rai. Exact, așa se... ai așa fost un pas de iad? Nu știu cum a fost infernul tău. Cât, cât de infern a fost? A fost infernal. Ca atunci când stai în iad și propriile tale emoții, gânduri, stări și așa mai departe te macină și te macină intens și nu știi ce să faci cu ele pentru că nu ne-a învățat nimeni cum să lucrăm cu fenomenele astea, ai tot felul de idei. Uh-huh. Am văzut la Cristina că ai spus la un moment dat chiar că ai fost bântuit de... Da, multă vreme... De ideea sinuciderii, dar nu pe... e ca și cum flirtai cu ea, dacă pot folosi un termen atât de nepotrivit într-o astfel de ecuație. Dacă ești un tip care caută ceva în viața asta, este imposibil să nu treci printr-un infern în viață. Asta este cert. E foarte natural. L-am avut, am trecut prin momente de genul ăsta. Nici nu știu dacă am putut să numesc perioada de depresie, pentru că nu era. A fost o luptă crâncenă. Mai degrabă, nici n-am avut timp să zac într-o depresie. Nu mi-am permis luxul ăsta, dar te înțeleg foarte bine. Mă regăsesc în povestea asta. E interesant că ai avut-o la 43 de ani. Da. La 43 de ani, în care ce te-a durut mai tare? Eșecul eventual amoros sau faptul că încă nu îți găseai calea aia, sensul sau nu obținuți tot ceea ce ți-ai dorit. De acum ești un reper public. Sunt oamenii care îți sorb cuvintele, te urmăresc, vin la cursurile tale, sunt sute de mii de vizualizări pe internet. Da. Și vor să afle de ce tocmai tu și ai trecut prin așa ceva.
Ce ți s-a întâmplat? Ce te-a durut mai tare? Nu sunt singurul care trec prin proces. Am trecut și trec prin procesul ăsta. Ce a fost pentru mine, să zicem, relevant, a fost exact capătul ăsta de drum. Adică încercasem cam tot ce era de încercat, cam pe toate planurile, și profesional, și financiar, și relațional, și nimic nu mi-a adus satisfacție. Acea satisfacție pe care căutam eu. Când am văzut că, practic, mă lovesc de un perete, am zis, dacă ăsta este tot ce poți experimenta în viața asta, la ce mai stau pe aici? Că nu văd sensul. Ceea ce nu înțelegeam la vremea respectivă era că eu îmi doream ca lucrurile să fie exact așa cum îmi doream eu. Nu cum erau ele, sau cum ar fi trebuit să fie, sau cum erau în stare naturală, ci cum mi-am imaginat eu că ar fi trebuit să meargă. Cum? Adică după capul meu. Adică să fie altceva decât ceea ce se întâmpla. O puneam foarte multă rezistență la lucrurile care se întâmplau. Tot ce se întâmpla, pentru că vin din, să zicem, am o istorie în familie legată de neajunsuri, de lipsuri și așa mai departe, mi-am dorit siguranță, da? Și am căutat toată viața siguranță, în toate direcțiile. Siguranța asta nu este... Financiară și emoțională. Pe toate planurile. Da. Și siguranța asta nu este ceva tangibil. E un sentiment, e o stare, da? Când noi ne simțim în siguranță, e ceva ce ne spune intern că ne simțim în siguranță. Nu ceva pe care se pot spune mâna. La vremea respectivă, de fapt, cam toată viața căutând siguranță, am ajuns la apogeu. Când am văzut că nimic nu este sigur. Absolut nimic. Și ăla a fost momentul în care am decis, eram în momentul în care să decid efectiv dacă mai e cazul să mai stau să mai experimentez pe ce de experimentat. Că ai mai spus lucruri, că aveai, ai rămas într-o mașină, practic. Da. Cu o mașină. Da. Asta era... Fără venituri, fără partenera de până atunci. Da. Care probabil că n-a mai... Nu știu dacă tu ai decis să te desparți sau ea. A decis că... Mă rog, nu vreau să intru în intimități. No, toate s-au întâmplat exact așa cum trebuiau să se întâmple. Da. Adică au avut toate sens la vremea respectivă. Și probabil, adică e justificat să te gândești, bă, ce fac eu? Am totuși 43 de ani, mulți la 43 de ani trec prin drame teribile sau bărbații au acel moment de disconfort în care își dau seama că nu prea mai au mult timp la dispoziție pentru a reuși ceva. Exact. Și resurse. Ar trebui o explozie, adică ar trebui o minune peste noapte ca să aibă senzația că au trăit cu adevărat. La tine, clar a fost un proces, ai decis să nu faci vreun gest tragic. Ce te-a ținut? Doar dorința, instinctul de supraviețuire sau... No, a fost chiar o poveste, e descrisă și în prima carte. Da. Exact în perioada, spre sfârșitul acelei perioade, locuiam undeva în Aviatorilor cu un prieten la vremea respectivă care mă invitase să stau la el știind că nu stau bine pe niciun plan și care după o lună de zile mi-a spus că nu poate să mă mai țină. Ma. Eram în mijlocul drumului, nu mai aveam nici bani, nici casă, nici nimic și mai mult de atât parcasem pe locul cuiva care a chemat i-a chemat pe cei de la primărie și mi-au ridicat mașina. Rămăsesi și fără... Și fără mașină. Bunul. Da. Singura... Îl deține. Toate s-au întâmplat în decurs de 24 de ore. Adică toate au venit grămadă. Da? E, în momentul în care am văzut că lipsește și mașina din fața casei, mi-a stat mintea în loc. Pur și simplu n-am mai avut niciun fel de reacție. Și în același... Exact în același moment... S-a întâmplat minunea asta, care pot să-i spun că e liniște, da? Adică începutul liniștii. Vedeam efectiv cum îmi funcționează creierul, cum îmi funcționează mecanismul. Pe de o parte era tendința de a mă înfuria, de a face urât, de a blama, de a mă victimiza și așa mai departe. Și cealaltă era acceptarea. Dar nu acceptare de dragul de acceptări, în sensul că e, asta e. Ci pur și simplu ceva foarte, foarte profund. Gen, ok. E singura mea șansă
să mă liniștesc. Asta e. Și din fericire, ceva din mine în momentul ăla a spus, asta e. S-a făcut liniște totală. Știu că am rămas, nu mai știu câte ore, în liniște. După care am pus mâna pe telefon, am împrumutat bani, mi-am ridicat mașina și lucrurile au început să așeze. M-am mutat din București. Adică, din momentul ăla s-a schimbat cumva traiectoria. Și liniștea aia mă însoțește și astăzi, chiar dacă mai am ieșiri în trafic sau... E peste tot, pentru că odată venită, nu mai pleacă. De ce până la 43 de ani nu s-au legat lucrurile? Ce ți-ai dorit atât de mult? Sau ce n-ai lăsat să se întâmple în viață? Nu mi-am găsit locul, pentru că tot ce făcusem până la vremea respectivă a fost condiționat de... Alții? De alții. Trebuie să mergi încolo, trebuie să faci aia, trebuie să ajungi acolo, trebuie, da? Și toate chestiunile astea impuse, am fost rebel de mic. De când mă știu, am fost rebel. Mi-aduc aminte că mă căutau cu miliția la vremea respectivă să mă ducă la școală, pentru că nu vreau să mă duc la școală. Nu că nu puteam să învăț sau nu mă ducea capul, ci pur și simplu nu suportam să stau într-un scaun ore întregi ca să-mi povestească ceva ce eu găseam în natură. Adică mi-era mai ușor să mă duc să văd o floare decât să o văd în cartea de botanică, da? Da. Toată viața am căutat să fac lucruri care să-mi aducă satisfacție. Ori de câte ori am făcut de dragul de a le face, de fiecare dată, am ajuns să sufăr. Efectiv, să sufăr. Că nu-mi convenea, nu-mi plăcea, ajungeam la frustrare. Și am schimbat foarte multe, mai ales după Revoluție, când piața a devenit foarte dinamică, s-au schimbat multe în plan economic, au început să apară tot felul de oportunități. Am schimbat de multe ori jobul, tocmai pentru că ajungeam în punctul în care efectiv simțeam că sunt prins într-o cușcă din care nu am scăpare. Trebuia să plec. Trebuia să mă duc să-mi caut altceva care să... Nu ai fost niciodată angajatul ideal. Ca antreprenor în Italia, că ai ajuns la un moment dat să ai firma ta din ce știu. Am ajuns, da. Nu că nu am fost angajatul ideal. Dacă mi se dădea o treabă, făceam exemplar în cele mai multe dintre cazuri. Problema era că, tocmai pentru că mă implicam foarte mult în ceea ce făceam, ajungeam repede la limită. Uh-huh. Acea limită pe care orice profesiune o are. Unele nu. Sunt foarte rare profesiunile care nu au limita asta și unde poți crea constant. Gen televiziune. Gen televiziune, gen da, unde interacționezi cu o grămadă de oameni, salte. Dar nu presupune o muncă. Dar nu e ceva mecanic, nu e ceva robotic. Da. Da? Când faci chestiuni de astea repetitive, normal că ajungi la punctul la care saturația apare firesc. Da? Da, uite, aș mai vrea să facem o paranteză înainte de a trece spre episodul următor. Mama ta obișnuia să-ți spună, probabil în glumă, bă, băiatule, nu ești sănătos la cap. Da. Te-a apăsat, râdea, când spunea. Asta, adică ai privit chestia asta cu umor sau ai ajuns la un moment dat să spui problema, bă, dacă e adevărat, la propriu? Mi-o spunea în glumă, pentru că făceam trăznăii de-astea, gen... mi-au plăcut și îmi plac în continuare lucrurile practice, da? Dacă îmi spunea cineva, de exemplu, dacă o să stai în cap 3 zile, o să întâmple nu știu ce, eu vreau să testez, să văd despre ce e vorba. Știu că suntem cam de aceeași vârstă și ți-aduce aminte când se dădeau pe scara blocului, se făcea video cu VHS-ul, da? Da. Și au apărut filmele cu Kung Fu, cu Jackie Chan și așa mai departe. Și am văzut chinezi mâncând, pentru prima dată în viața mea, am văzut chinezi mâncând din bol cu bețișoarele. Bineînțeles că bețișoare tradiționale n-aveai de unde să iei la vremea respectivă. Eu ce am făcut? M-am dus afară în gard, am tăiat 2 bețe imediat. Deci fără... Am luat 2 bețe și timp de 3 luni de zile mi-am mâncat ciorbele cu bățul. Puneam pâine și mâncam... Deci asta făceam. Mă iei pâinea în ciorbă și așa reușești. Deci așa făceam. Da. Adică orice vedeam, ce credeam eu, ce simțeam eu că mi se potrivește, puneam imediat în practică. Am găsit... Care a vrut să experimenteze. Am găsit o carte de... Aveam 14 ani, am găsit o carte de... Îmi plăcea foarte mult să citesc. O carte trasă la mașina de scris, da? Nu era tipărită normal, era o copie cu niște asane din yoga. Nu înțelegeam nimic din ce era acolo. Hatha yoga. Acum știu că era hatha yoga, adică asanele, posturile. Îmi plăceau pozele și făceam după poze.
nu știam ce fac, habar n-aveam și cu toate astea experimentam niște lucruri. Consider că ai fost ghidat de mic pe zona asta cu siguranță. De niște entități? Cu, nu știu dacă sunt entități sau nu, dar cu siguranță a existat întotdeauna ceva în mine care mi-a spus, mergi încolo, fa asta. Și ori de câte ori m-am încăpățânat. Crezi că există o predeterminare în viața oricărui om? Da și nu. Există niște înțelegeri clar cu care se naște fiecare. Puțini oameni au privilegiul să le descopere cu adevărat. Și mulți joacă aparent în alte filme decât cele în care ar trebui să joace. Dar nu în filmul lor. Da. Cam care ar fi totuși varianta, calea prin care să descoperi mai repede aceste uite, abilități pe care asta, asta ar începe din familie, din raportul cu părinții. Fiecare dintre noi venim cu ceva, da? Al nostru. E strict personal. Și aici este rolul părinților să te lase, să te ajute, să te încurajezi, să descoperi ceea ce manifesti, da? Pentru că se vede clar că ai anumite înclinații într-o anumită direcție. Fie spre partea, să zicem, logică, fie spre creație, fie spre joc, fie spre sport. Ceva este în tine care se manifestă într-un anumit fel. Dacă cei din familie vor neapărat să-și vadă visurile îndeplinite prin intermediul visele, sau visurile, corect, nu visele, da, prin intermediul tău, atunci ai ratat. Te ajută să ratezi. În schimb, dacă te susțin în a învăța și în aceeași măsură te direcționează către a-ți îndeplini potențialul, ai o șansă să îndeplinești ceea ce ești sortit să faci. Și în cazul meu, chestiunile au fost simple. În direcția asta. Mi-am dat seama destul de târziu și cu toate astea am refuzat treaba asta. Și anume că oriunde mă duceam de mic, în orice grup, în orice situație, mă trezeam la un moment dat că eram liderul. Nu știu cum se făcea. Întotdeauna eram capitanul echipei de fotbal, întotdeauna căutam să organizez lucruri. Deci cam toată viața mea am mers la joburi la fel. Plecam de la, nu știu ce, subaltern și ajungeam în postură de conducere și așa mai departe. S-a repetat chestiunea asta de-a lungul întregii vieți, până când am acceptat că lucrurile stau așa. Abia când am acceptat treaba asta, sau după ce am acceptat treaba asta, s-a ajuns în punctul ăsta. Deci dacă nu acceptam că locul meu este în direcția asta, adică să ghidez oameni, să merg, să-i îndrum, n-am fi putut discuția asta. În aceeași criză sau, Doamne ferește? Nu se știe. Dumnezeu știe ce se întâmpla. Crezi că există... cum vezi tu legătura cu divinitatea? Sau cum o privești? Sigur că dacă intrăm în yoga asta, intrăm în aia vreo Yoga este un instrument, da? Da, evident. Toate tipurile de yoga și toate... De fapt, nu numai yoga. Tot ceea ce numim noi practică, da, toate sunt tehnici. E ca și cum ai avea o grădină și multe instrumente. Da? Grădina este ce în tine... Și ai foarte multe instrumente la dispoziție ca să îngrijești. Vreau să te întreb dacă ai avut o relație abrazivă cu divinitatea în perioada aia. Te-ai certat? Nu, nu. Ai întrebat, why me? Chiar, uite, chiar, foarte bună întrebare. Acum realizez că eu n-am avut niciodată treabă cu divinitatea în felul ăsta. Adică, nu pot să spun că am negat divinitatea, nici că am aprobat-o. A fost ceva de genul, ok, există și cam atât. Dar nu mi-am pus niciodată problema de ce mi se întâmplă mie treaba asta. Mi-am pus întrebarea cumva de ce mi se întâmplă, dar nu pentru a căuta un responsabil neapărat, ci pentru a înțelege de ce am ajuns în punctul ăsta. Care este rădăcina care cauzează toate minunile astea? Pentru că e clar că eu fac ceva greșit în toată povestea asta. Și mi-a luat o viață întreagă să-mi dau seama ce fac greșit. Adică greșeala era nimic altceva decât respectarea impunerilor și condiționărilor pe care le-am primit. Care au fost cele mai mari spaime ale tale în acea perioadă de infern propriu? Cea mai mare grijă a fost că nu aveam unde să stau. La un moment dat nu mai aveam unde să stau. Am stat și o perioadă în mașină, dar foarte scurtă. Nu a fost cine știe ce relevantă. Ce înseamnă scurtă? Nu știu, cred că vreo câteva zile, o săptămână, ceva de genul ăsta. Ideea este că exact asta a fost tocmai pentru că provin dintr-o familie în care au fost foarte multe lipsuri, a fost condiționat pe lipsuri.
și pe lupta asta pentru supraviețuire. Nu știam ce înseamnă a avea. Da? Iar când am avut, pentru că nu știam ce înseamnă să păstrezi, am aruncat în vânt. Cum este și normal, că nu știi cum să valorifici astfel de situații. Cea mai mare preocupare a mea a fost întotdeauna siguranța. Adică să am ce-mi trebuie. Nu neapărat, nu-mi trebuie peste nevoie, da? Dar să am unde să pun capul, să am ce să îmbrac și să am ce să mănânc. Astea au fost primele mele griji. Și de aceea, în momentul în care am înțeles cam care este rădăcina întregii probleme, adică nevoia mea de siguranță, prima mea grijă a fost, eu trebuie să mă stabilizez întâi financiar, pentru că despre asta este vorba. Și când spun stabilizare financiară, nu mă refer la a face bani, ci la a învăța cum să joci jocul intern al banilor, adică psihologia banilor. Pentru că noi avem o foarte mare problemă cu banii, la nivel de națiune și la nivel de individ local. Cultura noastră financiară tinde spre zero. Și nu doar la nivel de investiții și așa mai departe, portofolii și alte bâzdăgăni, ci pur și simplu la a înțelege cum funcționăm interior în raport cu banii. Despre român se spune că atunci când au o problemă mai scot 100 de dolari și schimbă. Eu nu știu dacă sunt prea mulți români care au 100 de dolari deoparte pentru a depăși un moment de cumpănă. Este cert că cei mai mulți dintre români trăiesc la limita sărăciei și dincolo de ea. Din păcate. Inclusiv cei din clasa de mijloc, dacă există așa ceva în România, au o problemă în sensul că sunt la câteva luni de sărăcie. Nu e exact. O mare diferență. Adică asta nu e o clasă de mijloc. E o situație pur și simplu prin care trec românii. În cazul tău, în câțiva ani, ai explodat. Ți-ai, rezolvat această problemă a stabilității. Ai reușit să devii și un reper public. Ești un tip acum foarte accesat, foarte căutat de cei care, la rândul lor, încearcă să găsească un sens. Așa cum tu, la un moment dat, la finalul procesului ăsta cumplit de căutare, de reașezare, de reconfigurare personală, ai ajuns la să te întâlnești cu niște băieți care puseseră prin arealul, prin jurul lui Osho. Astăzi, unii te caută pe tine în speranța că vor găsi o lumină la un moment dat în viața lor care poate să fie destul de neguroasă. Sau ce le pot spune celor care caută e că este posibil. Dar eu sunt dovada vie că este posibil. Și nu e o chestie legată de aroganță, ci pur și simplu... Da, deci poți să o iei și la 80 de ani. Dacă știi că mai ai o lună de trăit, poți să o iei de la zero. Crezi în asta? Da, e o certitudine, nu e o chestie de credință. Pur și simplu este o certitudine că poți să te refaci în orice moment. Dar refacerea, din punct de vedere fizic, material, tangibil, cere un pic de timp. Dacă astăzi sunt căutat sau solicitat în anumite privințe, este pentru că în spate a existat un proces. Da? Ce se vede astăzi e o sinteză. Dar toată perioada asta de zeci de ani de zile a fost un proces continuu. Deci nu e că am explodat peste noapte. Eu am refuzat până prin 2016, eu am refuzat să fac public tot ceea ce am făcut. Și mai mult de atât, până prin 2019, până am scris detoxul, am stat, să-i spunem, foarte puțin public sau semi-public. De ce? Pentru că mi-am selectat oamenii cu care am lucrat. Adică cei care vreau să ajungă să lucreze cu mine, trebuiau să treacă întâi printr-un proces de selecție. De ce? Pentru că nu oricine are urechi să audă. Da? Și nu oricine are ochi să vadă. Am fost destul de dur în privința asta și sunt în continuare tradiționalist, pentru că, deși am ajuns, să zicem, persoană publică, eu nu mă consider persoană publică, dar se pare că... Ai spus că ești un reper, e mai mult decât... Da. Persoane publice sunt, să zicem, destul de multe. Da, un reper, dacă am ajuns în postura asta, este pentru că se confirmă faptul că procesul ăsta a funcționat și eu sunt dovada vie, și că instrumentele pe care le-am construit și le oferim, că nu e vorba doar despre mine aici, și e o întreagă echipă, adică eu am pus cap la cap toate treburile, dar munca este făcută de echipă, se confirmă că avem rezultate. Care că facem ce trebuie.
care sunt cele mai mari greșeli, greșelile elementare pe care le fac oamenii care se blochează, care nu reușesc? Se ambiționează de cele mai multe ori să facă singuri. Asta ar fi prima piedică, și anume automedicația. Știi, când omul simte că îl doare ceva și se duce și ia un hap, chiar dacă nu știe ce ia, cam așa se întâmplă și în cazul ăsta. Mama natură vrea, Dumnezeu sau cine este acolo, vrea să te trezești, da? Pentru că tu ești produsul său. Și creația nu este stupidă, creația este foarte inteligentă și atunci creează oameni inteligenți. În inteligența aia a sa a creat ceva care rezonează cu tine, da? Care este în tine și rezonează constant. Tu cauți tot timpul, chiar dacă nu-ți dai seama, tu ești într-o căutare continuă, da? La un moment dat căutarea asta devine evidentă, începi să o simți. Păi eu caut ceva și nu știu ce caut, nu știu în ce direcție mă duc, dar mă duc. Vreau ceva concret, vreau ceva tangibil. Când căutarea asta devine evidentă și pentru tine, abia de acolo începe procesul, abia de acolo începe adevărata muncă. Și din păcate, aici, în perioada asta de deșteptare inițială, cum se spune, oamenii cred că pot rezolva singuri problemele pe care mintea lor le-a creat în zeci de ani de zile. Atunci ce să facă? Să caute pe cineva. E greu să găsești un îndrumător. Nu e greu. Nu. Fiecare găsește atunci când... Asta e paradoxul. Atunci când chiar ceri, găsești. Că e vorba de preot, că e vorba de un coach, că e vorba de mine, că e vorba... Nu contează. Găsești un prieten, un amic, la o cafea. În spațiul ăsta public sunt multe fake-uri. Știu. Sunt multe figuri, cel puțin ridicole. Dar și aici. Preoți care, din păcate, mai mult sapă prăpastie din interiorul oamenilor. Sunt personaje care împing... Da, dar cum te maturizezi altfel? Căutând, evident, lovindu-te cu capul de toți pereții posibili. Deci asta este, asta e parte din procesul de maturizare. Până să găsești ceea ce ai nevoie, trebuie întâi să înveți să detectezi falsul, da? Pentru că, de exemplu, maestrul meu, Soaha, spune doar realul poate să recunoască realul. Deci normal că dacă tu ești plin de minciună, tu trăiești într-o mare bulă creată de propria ta minte, care este o minciună, un fals, da? Normal că tu o să identifici numai falsul, oameni care se mint pe ei înșiși. Pentru că tu de asta ai nevoie, de cineva care să-ți arate, să-ți reflecte, să-ți demonstreze fizic că te minți. Când te întâlnești cu cineva care este fake, da? Spunem, trăiește și el în filmul lui de, nu știu, mare spiritual sau cine știe ce face el acolo, tu începi să realizezi, opa, ceva nu e în regulă aici, ceva e fals, dar cel pe care l-ai identificat ca fiind fals este reflexia ta. Este imaginea ta. Da. Și pe măsură ce identifici astfel de falsuri, tu te maturizezi, începi să identifici ceea ce este real. Sunt puțini însă care reușesc totuși să se reconfigureze singuri, fie în relație cu divinitatea, care n-au șansa să aibă o parte de contact cu un maestru, să zicem, sau un drumător. Sunt foarte rare cazurile, într-adevăr. Sunt și cazurile astea, le-am cunoscut, nu intrăm în detalii. Sunt și care trec la fel prin tot felul de momente de infern, dar care reușesc așa. Sunt mulți însă care, din păcate, nu se pot agăța de nimic și plutesc în această viață fără să aibă siguranța, certitudinea că trăiesc cu adevărat. Dar hai să intrăm și într-o zonă ceva mai simplă. Intru în mai multe tranșee, le deschid pe toate. Uite, vorbeam cu Cristian Andrei într-o ediție recentă, medicul psihiatru, de fapt, Cristian Andrei, despre bărbați și femei. E o întreagă nebunie pe rețelele de socializare. În România e un întreg război. Cristian Andrei a spus că bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile și își găsesc mai greu o cale, în principiu. Eu vreau să te întreb, când un bărbat, de exemplu, are succes la femeie, atunci când ar putea să le aibă pe toate sau să aibă multe, dar nu o alege doar pe cea pe care o iubește? Sau atunci când chiar zboară din floare în floare? E și asta un... Fapt care demonstrează că are un anumit tip de succes. Deci este și asta un subiect foarte vast și foarte delicat. De ce? Pentru că nu mulți vor să audă cum stau lucrurile, da? Adică, dacă este să vorbim, să abordăm, să zicem, partea asta de succes la femei, asta o e... O să fie ghilimele, bineînțeles. Da, exact. Asta e un mare basm, da? Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, care am experimentat și eu câteva
faze de genul ăsta sunt legate de imaturitate. Sunt legate de infantilism la nivel emoțional. Ai nevoie de să te simți cineva, ceva, atunci când colectezi relații sau când te simți că domini, nu știu, un anumit partener. Deci astea țin clar de imaturitate. Și dacă omul nu, sau bărbatul în speță nu se poate stabiliza, este clar că are niște problemuțe de rezolvat la nivel psihoemoțional, da? Pentru că, din ceea ce am experimentat eu, o singură femeie este mai mult decât suficientă. Nu mai mult decât suficientă, e hiper-arhi-suficientă. Pentru că o femeie, nu mai țin minte cine spunea treaba asta, este toate femeile, da? Reprezintă toate femeile. Tu schimbi ambalajul, da? Schimbi carcasa, însă tu vei întâlni aceeași femeie întotdeauna, de care ai tu nevoie. Tu ai nevoie de un anumit tip de femeie. În funcție de cât de matur ești, de cât de crescut ești ca individ, vei întâlni partea feminină corespondentă ție, care să te ajute să te maturizezi. Care ți se potrivește cel mai bine. Dacă tu nu ești dispus să te maturizezi, normal că vei întâlni numai fetițe, numai infantile, care se vor comporta într-un anumit fel și te vor ajuta, între ghilimele, să te menții în infantilism. În schimb, dacă tu ca mascul, da, treci de faza asta de masculinism care merge la vânătoare și începi să-ți pui întrebări reale. Bă, eu chiar vreau o relație? Dar de ce vreau o relație? Ce tip de cartele de parteneră caut? Dacă găsesc una, două, trei partenere identice, este clar că am o problemă de rezolvat, în sensul în care cele pe care le întâlnesc sunt imaginea mea. Ce mi-arată? Când începi să-ți pui astfel de întrebări, e clar că ai de lucru la tine. Da, trăim într-o perioadă, de exemplu, în care sexul a devenit un fel de sport. Sau sexualitatea e privită ca un fel de competiție, de randament. E da, dar asta... termeni mecanici, aproape care țin de economie sau de fizică. Și mulți oameni, la un moment dat, din cauza acestei presiuni, fie se plictisesc foarte repede, fie ies sufocați din genul ăsta de relații. Ce ar trebui să știe, de exemplu, femeile despre sexualitatea bărbaților? Și nu știu, și nu știu, și invers. Că, în primul rând, bărbații, din nou, vorbesc din experiență personală, nu sunt reprezentantul asta bărbaților. Asta e important la tine, da? Vorbești din experiență. Vorbesc strict din trale mele. În primă fază, bărbații habar n-au cu ce să mănâncă sexul. Da? Confundă organul sexual cu sexualitatea. Ceea ce e complet diferit. Sunt două chestiuni complet diferite. Nevoile de natură sexuală sunt absolut firești, normale și trebuie satisfăcute. Cum le satisfaci, asta rămâne de văzut. Sexualitatea este un domeniu de explorat. Da? Deci nu este legat de sex. Sexul este, să-i spunem, cireașa din vârful tortului. Când ajungi la sex, sau până să ajungi la sex, trebuie explorată sexualitatea, care înseamnă comportamentul la nivel emoțional, care înseamnă raportul cu partenerul, care înseamnă descoperirea modului în care funcționezi la nivel fizic, la nivel emoțional și așa mai departe. Adică, din punct de vedere, ne întoarcem la ceva mai apropiat mie, care este tantra, da? Tantra yoga, care nu este Kama Sutra. Sunt două chestii iar diferite, da? Deci tantra yoga vorbește despre, în tantra se vorbește despre treaba asta, că până să ajungi să atingi o femeie, tu trebuie să fii foarte pur. Deci, ca să poți pune mâna pe o femeie, tu trebuie să fii foarte pur, pentru că altfel o contaminezi cu mizeriile tale. Cam asta înseamnă o relație. Deci, dacă tu ajungi să fii atât de pur încât în tine să nu mai există violență, să nu mai există dorința animalică și așa mai departe, dorința de a poseda femeia, de a o controla, de a o transforma într-un obiect sexual, atunci ai voie să o atingi. Până atunci, trebuie să îți faci de treabă. Da, e adevărat că pe măsură ce ești în procesul ăsta de maturizare și pe măsură ce te maturizezi, evident vei avea una, două, trei relații. Că este normal, că altfel n-ai cum să înțelegi ce se întâmplă. Dar tocmai asta este frumusețea. Orice relație este de antrenament. În fiecare relație înveți ceva despre tine. Celălalt este acolo să te ajute să crești, să înțelegi cum funcționezi.
Dacă începem să confundăm relațiile cu sexul, atunci este clar că avem o mare problemă. Și, cum spuneai mai devreme, plictiseală și așa mai departe. Astea sunt consecința faptului că generațiile care vin acum sunt complet imature. Și asta se datorează în mare parte modul în care a fost promovată sexualitatea pe toate canalele. Sexualitatea asta exacerbată, excesivă, mai degrabă, să-i spunem, complet nesănătoasă. Da? Noi am trecut printr-o perioadă în care sexualitatea era un tabu. Da. Nici atunci, și acum s-a ajuns la extremă. Complet infirmi din acest punct de vedere și trebuia să descoperim singuri chestii pe care nu ni le spunea nimeni. Așa? Acum s-a ajuns la opus. Exces, la opus, da. În care au acces la orice, astfel încât ajung să nu mai fie interesați practic la latura asta, pentru că o consideră prea sufocantă. Da. Am mai dat exemplu tinerilor japonezi care, în proporție de 25%, nu mai fac sex. E începutul, după părerea mea. Lucrurile astea ușor vor ajunge și prin Europa. Da, se întâmplă. Contribuie foarte mult și tehnologia, care, din motive de... Așa e construită, da? Te ține în spațiul tău personal. În media, în tot ce se numește aplicație, interacțiunea virtuală este ușor de controlat și, să-i spunem, îți poți gestiona emoțiile și trăirile în raport cu celălalt. În schimb, relațiile din viața de zi cu zi, la rece și la cald, sunt foarte provocatoare pentru noua generație, pentru noile generații, care... Aici e un întreg cumul de factori, da? Vorbim de transformări la nivel economic, social și așa mai departe, care toate influențează comportamentul noilor generații, dar dacă vorbim strict de modul în care noi comunicăm astăzi, tot ce se întâmplă în virtual, în relația asta virtuală, este foarte rece. Da? Și atunci oamenii învață, sau cei care vin acum învață efectiv să nu mai arate ceea ce simt. Și evident, chestiunea asta ajunge să fie generalizată, ajunge să fie o boală, da? O molimă a așa zisei detașări, a lipsei de exprimare. De capacitatea de exprimare este foarte, foarte redusă. Uite, mă uit, scuză-mă, e adevărat. Și uite, mă uit la războaiele dintre puști pe TikTok. Pentru că Facebook-ul deja e în altă zonă, Instagram-ul are altă, cu tot alte conotații. Deci sunt din ce mai mulți tineri sufocați de aceste dispute. Pe de o parte ies la rampă femei care sigur activează într-o zonă a erotismului, deci la momentul și au devenit vedete pe rețele socializare da. Și care vorbesc de dimensiunile organului sexual masculin etc. și ridiculizează pe toți bărbații care n-ajung la nu știu ce dimensiuni. Și ei care le consideră pe toate niște, mă rog, eșecuri sociale, rebuturi, mă rog, știm termenii așa pentru astfel de femei, și care încep să promoveze ideea că virginitatea trebuie să revină la modă. E o chestie din care nu știu cum va ieși generația asta. E o problemă destul de complicată, mai ales că apar și răbuții sexuale, eu am mai zis-o. Se pregătesc să intre în viața noastră și atunci falia va fi deja din ce în ce mai mare. Am încercat să ne mai dau niște statistici care sunt amuzante. Cât are organul sexual masculin? Ce... Așa, bă, media ce este... Aberații. E din altfel. Ce aberații. Da. Ca să încerci să-i faci să înțeleagă că, băi, stați un pic, aveți niște lupte cel puțin bizare pe niște chestii pe care n-ar trebui să vă intereseze. Sexualitatea e altceva. Nu este această competiție. Este un război. Nu știu cum vin la tine cei care vin. Ce vor? Pentru ce te caută? No, cei care ajung la mine au depășit faza asta. Mulți dintre ei au alte chestiuni de rezolvat la nivel relațional, care țin de comunicare și așa mai departe, dar nu. Partea asta e deja... Sigur că da. Legat de dezechilibrul ăsta, este absolut normal ca după o perioadă de întuneric lumina asta care apare să fie foarte orbitoare. Da? Faptul că s-a deschis granița imaginară și că avem atât de multă informație, mult prea multă informație disponibilă, orbește
pe foarte multă lume, mai ales pe cei care vin acum și cred că tot ce zboară se mănâncă, da? Care n-au discernământul necesar ca să poată să facă selecție. Și atunci, la un moment dat, undeva, nu știu, peste 50-100 de ani, poate, se va produce un echilibru. Se vor regla lucrurile. Dar cei care sunt în momentul de față în tranziția asta au de suferit. Și, din păcate, sunt multe lucruri care... Mă întorc la o afirmație de-a ta care a fost destul de spectaculoasă, pe care nu știu câți au remarcat-o sau au luat-o ca atare. Ai vorbit despre faptul că ne naștem unii să nască aproape cu depresiile. Da. Așa. Și mi s-a părut interesant, ai vorbit despre faptul că contează enorm perioada sarcinii, liniștea din interiorul mamei, liniștea din interiorul cuplului. Mulți descoperă mai târziu că au anxietăți și angoase teribile și nu știu de unde le au. Își caută, nu știu, își fac remeneuri ca să vadă ce sunt probleme au la creier. Descoperă că n-au nimic. Și n-au nimic. N-au nimic. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Da. Totdeauna trebuie să te duci la origine, dar s-ar putea să n-ai șansa să înțelegi ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo. Cât de importantă e perioada asta? Foarte importantă. A sarcinii și a momentului de după naștere. Foarte importantă, pentru că așa cum un măr se naște dintr-un copac, așa ne naștem noi în lumea asta. Da? Noi suntem produse, suntem merele universului ăsta. Fiecare copil care vine din mamă este un nou fruct. Și bineînțeles că ce poate să poarte în el altceva decât ceea ce a fost transmis. Uh-huh. Iar în perioada asta, de la momentul procreării și până ajunge să iasă fizic în lume, el stă în incubare, da? Stă într-un incubator, care este mama. Incubează. Și ce incubează acolo? Tot ceea ce experimentează mama. Fără niciun fel de abatere. Tot ceea ce experimentează mama. De exemplu, sunt oameni care mi-au vorbit despre regresii. Au fost la regresii sau au avut cine știe ce experiență de asta mai profundă, da? Și au văzut efectiv mediul intrauterin ca fiind verde, otrăvitor, toxic. Deci așa l-au perceput. De ce? Pentru că la nivel emoțional, la nivel senzorial, asta experimentau. Tristețe, ură, ranchiună, adică tot ceea ce... Deci, de relația între părinți. Exact. În perioada respectivă. Asta e toxic. În momentul în care copilul crește în spațiul ăsta, el va purta la nivel celular asta. Amprenta asta. Că așa se încarcă celulele. Celulele sunt viață, da? Viața în mediul ăla este toxică și atunci vei purta după tine. Asta este. Deci imaginează-ți că ai, nu știu, ții un fruct într-un ghiveci în care pui constant pesticide, da? Păi fructul ăla cum va crește? Complet sănătos? Nu. Alterat. E clar că va fi alterat. Și în condițiile astea e evident că mai târziu vei simți efectele. Poate nu în primii ani de viață, poate nu, nu știu, până la 20-30 de ani, dar mai târziu, după 25-30 de ani, se întâmplă. Adică ies lucrurile astea la suprafață și de aceea sunt foarte mulți oameni care nu pot să înțeleagă, bă, de unde mă simt așa de trist? De unde mă simt așa de lăsător, de depresiv? De unde? Că nu înțeleg. Eu sunt foarte energic în viața de zi cu zi, dar cu toate astea, sentimentul ăsta este foarte profund. De acolo vin. Le cari după tine, toată viața. Și până când nu ajungi să... știu, ajunge momentul cum mi s-a întâmplat mie să te lovească, nu realizezi că sunt acolo. Nu realizezi. Și șocurile astea te trezesc și începi să... Ai fost un tip interiorizat? Și. Și un bizarerie, un paradox. Și. E expansiv și sociabil și... Și. Am trecut prin faza asta. Adică eram și extrovert în condițiile în care aveam de face cu grupuri. În aceeași măsură căutam foarte mult să stau singur. Umblam singur prin pădure, mă duceam pe coclauri, îmi vedeam de ale mele, nu mă întreba nimeni nimic. Da. E adevărat, am trecut prin aceeași fază, ceea ce este foarte interesant. Tot așa în copilărie și mai târziu în adolescență, fiind și un tip foarte popular, în mod paradoxal. E extraordinar de important pentru părinți să înțeleagă câtă liniște trebuie să confere în momentul în care au decis să aibă un copil. Viitorului nou născut. Și cât liniște interioară și cât de mult trebuie să lucreze împreună să aibă o relație armonioasă în acea perioadă. Pentru că toate, cele mai multe lucruri provin de acolo, cele mai multe probleme tare
suferințe. Bine, după aceea se adaugă contactul cu societatea. Asta nu înseamnă... Dacă n-ai scutul de acolo, viața e mult mai grea. Clar. Viața e mult mai grea. În această perioadă e foarte greu pentru oameni, ținând cont de presiune sociale masive, de mixtura asta stranie de valori, de ideologii, iar suntem aparent într-un punct de răscruce, da, să-și găsească un drum și o stabilitate. Tu ți-ai găsit-o după îndelungi căutări. Ce e cu adevărat cel mai greu pe această cale, în această perioadă? Ce ar trebui să facă mai întâi? Cel mai greu este să te formezi ca individ. Adică să ajungi în punctul în care să ai discernământ. Să dezvolți capacitatea de a alege ce este corect pentru tine, de a selecționa. Ori chestiunea asta se învață, sau asta e rezultanta... Școala nu te mai învață treaba asta? Nu. Nimic? Nu că se știe. Nu spun unde. Că nimic. Sunt adică, și dascări acumulezi informații. Bune. Acumulezi informații. Da, în dar principiu... informația nu e educație. Păi nu e educație. Da? Asta e indoctrinare, nu e informația acumulezi de pe YouTube. Dacă nu e cineva care să ți-o modeleze și să te ajute, da, să... De-aia este foarte... Acum fiecare găsește cam ce-i trebuie atunci când îi trebuie. Și din nou este vorba despre un proces prin care treci ca să înțelegi niște lucruri. Din fericire, noi să zicem că am avut repere. Pentru că noi venim dintr-o perioadă în care anumite, să-i spunem, principii, valori și așa mai departe, erau coordonate, clare. Astăzi nu mai sunt atât de clare și chiar au devenit foarte confuze, foarte volatile. Și cei care se află astăzi în tumultul ăsta, le este greu pentru că nu au fost ajutați să se sedimenteze ca indivizi, le este foarte greu să poată discerne, să poată spune asta este sau nu este corect pentru mine. De ce? Pentru că întreg sistemul, dacă stai și te uiți în jur, merge pe ideea îndobitocirii. Da? Merge pe ideea, și aici nu e teoria conspirației, ci pur și simplu ne uităm în jur și vedem ce este. Este încurajat consumerismul în mod constant. Nu am nimic împotriva bunurilor. Confortul este minunat, prosperitatea este minunată. Dar ar fi de bun augur să educăm indivizi în spațiul ăsta al consumerismului, să educăm indivizi care să poată să aleagă ce este corect pentru ei. Adică, pe cât ne dorim să facem profit, să mai folosim din profitul ăla să investim și un pic în educație, în a ajuta pe cei care vin să crească sănătos, să învețe să-și folosească neuronii, să învețe să-și folosească abilitățile, nu doar să preia ce li se spune ca niște roboței și după aia asta e. Vedem efectele în fiecare zi. Asta se întâmplă. La acest sistem. Asta trăim, ok, mai bine decât generațiile din urmă, mai bine în sensul de confort, cumva, dar ne e din ce în ce mai greu să avem parte de acest confort, pentru că viața se scumpește teribil de tare. Generația anterioară, și nu numai în comunism, avea o anumită stabilitate, n-aveau foarte multe mijloace de entertainment, cei de dinainte, da, păi... Așa, trăiau conform unor principii, mai sănătoase sau nu, istoria va decide, dar după noi, mai sănătoase. Astăzi, culmea, ajung generația asta milenialilor, începe să dețină din ce în ce mai puțin, din punct de vedere financiar, și pentru că are o pregătire această generație din ce în ce mai, nu știu cum să zic, n-aș spune redusă, pentru că școala ea... Da, dar... Și asta, la nivel mare, și la nivel dacă ia să ne uităm la scară mare, și asta face parte din poveste. După mulți ani de întuneric, din nou, s-a deschis bariera și este normal ca afluxul ăsta de informații și de tot ce se întâmplă să nebunească mintea nepregătită, da? Și este absolut firesc ca una, două, trei generații să fie sacrificate în perioada asta. Nu avem ce să-i facem. Cum te aperi de bombardamentul informațional toxic sau cum îți menții echilibru? Este foarte dificil să faci lucrul ăsta dacă nu ai deja înclinația necesară spre liniște. Uită-te în jurul nostru și să vezi că oamenii nu prea își doresc liniște.
Își doresc foarte mult agitație, da? Uh-huh. Își doresc să stea la grămadă, să facă zgomot, să... Este normal. Când ești junior, e normal să vrei tâmbălău. E normal să vrei să explorezi, să experimentezi. Însă după o anumită vârstă, ar cam trebui să începi să te întrebi, mă, până când pot să duc treaba asta? Până la ce vârstă pot să merg în direcția asta? Dacă începi să faci treaba asta, vei găsi și soluțiile potrivite. Din fericire, din nou, există pe piață o grămadă de soluții. Fiecare găsește ce are nevoie atunci când are nevoie. Mai pe plac, mai puțin pe plac. Hai să vorbim despre soluțiile astea după publicitate. Încerc să intru într-o zonă și mai dură, mai tranșantă, pentru că avem de la tine ce afla și modelul pe care tu îl propui este unul extrem de firesc și autentic, până la urmă. Așa încât că, cred că telespectatorii noștri apreciază tot ceea ce au mai la asta se vede din Italia, nu? Da, locuiam în Ancona aici. Italia. Aici era în terasa casei care lucrai în construcție aici? Da. Erai hotărât acolo pe treabă ca românii care se duc acolo să facă niște bani, să aibă o variantă. N-ai găsit nicio italiancă? Nu. Problematice italiene. Nu eram atât de preocupat de treaba. De latura asta. Erai determinat pe muncă și să-ți faci un rost. Nu, veneam după o relație, după o căsătorie care a eșuat și nu mai ardea de... Da, așa ceva. Poate mai puțin de o italiancă. Ne întoarcem în câteva momente, vorbim și de momentul întâlnirii cu Vasan Soaha, pentru că este unul iar extrem de interesant. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.